Din cercetări a reieșit că cei 4 bărbați bănuiți de evaziune fiscală și de lapidare au prejudiciat statul prin activități infracționale cu peste 2,3 milioane de lei. În urma perchezițiilor s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator pentru 7 bunuri imobile ce aparțin persoanelor bănuite în valoare de aproximativ 2,4 milioane de lei. Urmarea celor 7 mandate de percheziții puse în executare ieri, 11 august, în județele Mehedinți, Caraș, Severin și Timiș, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și de lapidare, două dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore. Din cercetări a reieșit faptul că 4 bărbați bănuiți de evaziune fiscală și de lapidare au prejudiciat statul prin activitatea infracțională cu peste 2,3 milioane de lei. În urma perchezițiilor s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator pentru 7 bunuri imobile ce aparțin persoanelor bănuite, bunuri în valoare de aproximativ 2,4 milioane de lei. De asemenea, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri, documente contabile și laptopuri. Față de 2 dintre bărbați a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezentați parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți în vederea luării unei măsuri preventive. De asemenea, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri, documente contabile și laptopuri. Față de cei 2 bărbați a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezenți parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți în vederea luării unei măsuri preventive.